Ok, salut, arătătorul meu. Înainte să începem acest episod, vreau să îmi cer scuze pentru perioada mea de inactivitate. Am avut această perioadă 2-3 săptămâni în care ar trebui să învăț pentru teză, iar având în vedere că sunt clasa nouă la liceu acum și sunt la profilul EMA de info, a trebuit să învăț pentru teze, că sunt la primele runde de teze, știți și voi cum e și pentru clasa nouă, că mă rog, am mai dat și o teze. Și a trebuit să învăț la mate română, info, pentru că sunt la profil mate info și am avut de ales între biologie și chimie și fizică, dar am ales să dau la chimie că mi s-a părut foarte ușor. Și da, sper să explice asta de ce nu am postat, dacă sper să nu se fi întâmplat ceva așa rău, adică o să încerc acum din perioada aceasta să postez mai mult din cauza că începe și vacanța foarte fain și da. Sper că am explicat de totul în acest episod, în acest videoclip, și da, hai să trecem la episod. Ok, salutare toată lumea, eu sunt Nerd și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Terraria, episodul cu numărul 16. În acest episod să vă explic ce am făcut eu off-camera. Am făcut rost de anumite iteme și hai să vi le arăt. Am făcut rost de acest Amarok. Este un yo-yo chiar bunicel după părerea mea. Și de unde puteți face rost de el este în... Vedeți, o să găsiți în cave-uri zona asta așa de Hallowed Under Cave și aici găsiți niște mobi care dacă îi bateți vă pică acest item, numai în zona aia merge. Mi-a mai picat de la un Hallowed Mimic un Crystal Vile Shard. Mimicul e un mob care seamănă cu un chest, e ca un chest, știi, se mișcă și sare pe voi. Și cam asta face. E bun, e cât de cât ok. Am cumpărat eu de la un NPC, care îl găsiți în underground, un fel de schelete. Am cumpărat acest slab hand, care are un knockback insane, adică gen dai o bucată și îl arunci pe inamic la mama naibii. Și mi-a mai picat acest frost staff, care aruncă cu niște chestii de gheață, mă rog. Dar ce m-am chinuit eu cel mai mult de am fost acolo pentru aceste Soul of Light, care... Cred că vreo ori am tot farmat la ele, că pica una la 10 minute, nu știu, picau așa de greu, dar într-un final le avem și am fost, mi-am făcut aici sus, vedeți o platformă, am farmat eu la niște wyvern. Wyvernii sunt un fel de șerpi de așa albi lungi care se spawnează și trebuie să-i omor, nu sunt așa greu de omorât. Și vă pică Soul of Life, că trebuie să fiți la o înălțime destul de mare, știți, cam pe la asta ar fi ok. Și faceți rost de niște Soul of Flight și de Light și... Cu aceste pene mergeți la un Mithril Anvil sau un Oricalium Anvil și vă craftați Wings. Eu am zis să fac prima dată Angel Wings pentru că mi se par mai ușor de cel mai ușor de făcut, dacă nu mă înșel. Cu cine te înlocuim pe tine? Uite, facem așa, hai să le încercăm, nu? Chiar e fain, mie chiar îmi place. Și nu luăm nici falling damage și gen putem să zburăm așa frumos. Mie îmi plac. Stai să dau strange plantul ăsta lui NPC, dar unde s-a dus? Uite-l. Tu, strange plant, Gel'Dai. Gel'Dai? Lol, și cum arată asta? Da, ok, da, îmi păstrez asta, așa. Și te băgăm la loc. Așa, de chestiile astea n-am nevoie, de spawn-ul pe tine. Și mi-am picat niște bacon de ăsta, e ceva un fel de, care îți dă un bonus. E, la iteme, am uitat să vă arăt. Am craftat eu la scheletele ăla vinde o chestie numită ceva mănuș de, eu, ceva de gen, nu știu sigur, dar faza e că costă 50 gold și cu chestia aia, cu oață, white string, și cum cu o chestie care o vinde el, vă faceți acest yo-yo bag. Uite că n-am cum să vă arăt rețeta. Of. Mă rog, important e că acest lucru mă ajută cu yo-yo, gen o să, uitați, spawnez două yo-yo-uri și când sunt atacat mai spawnează încă două și în gen o să fie patru yo-yo-uri.
Și mi-a picat acolo în zona aia de la un turtle, ice turtle, mi-a picat un frozen turtle shield. Și chestia asta, când îmi scade viața sub 50%, îmi dă un scut care oprește 25% din atacurile primite. Și cam atât am făcut eu off-camera. Dar s-a simțit nevoia pentru aripile astea. Oi, dar au crescut chestiile de acolo. Ce vreau să fac acum? Ia, hai să mergem noi până acasă să vă arăt. Vreau să... Am văzut că mă mișc puțin cam prea încet. Și de asta vreau să mergem în junglă. Hai da. Așa, să vă arăt. Vreau să mergem în junglă. Să... Nu tu, tu. Să fac rost de un Anklet of Wind și un Aglet. Pentru că mă mișc foarte încet și chiar am nevoie să craftez acei papuci. Și uite, văd că pe YouTube e o reclamă. Gata, s-a oprit. Bun. Și de-aia trebuie să mergem în junglă, pentru că în junglă sunt anumite cufere în care găsesc itemele alea și dacă am noroc poate le și găsesc, de-aia vreau să merg. Bă, că aici s-a extins chestia asta cu ciupercile. Așa. Hai să mergem. Cam greu cu corruption-ul ăsta, ar trebui să încep să-l opresc, dar... Cred că zona asta era corruption, dacă nu mă înșel. De fapt nu era, e deșert. O să încerc să-l opresc mai încolo. Cât de departe e? Hai că imediat ajungem. Dar e chiar fain cu aripile astea, gen. Chiar se simte diferența. Așa, și altceva tot așa. Eram eu frumos acolo în mină. Băteam mob din aia. Nu vezi acolo că m-au scris încet Vibrations, feel underground, ceva de genul. Și știu că am mai pățit-o, acela este un semn pentru că se va spawna destroyer-ul. Și... Oh my god, ce dracu ești tu. Dacă văd aici. Bun, s-a dus. Și acel semn este că se va spawna destroyer-ul. M-am pregătit, mi-am luat câteva poțiuni, am zis că și clar nu-l băteam, era, n-aveam nici platformă, gen arenă să pot să-l bat, n-aveam nimica. Dar am zis, hai măcar să încerc. Și m-am făcut niște poțiuni, eu frumos acolo. O, de unde mă duc, că trebuie să intru aici în underground. Mi-am făcut eu niște poțiuni frumos și... Se spawnează el, mă rog, era clar că mă omoară, gen n-aveam nici arenă, n-aveam nimic acum să-l bat. Dar, sincer, m-a bucurat faptul că am reușit fără arenă, fără nimic, doar cu câteva poțiuni. Se iau jumătate de viață și jumătate de viață e chiar mult, mai ales că nu eram nici pregătit. Și asta mă face să mă gândesc că următorul episod, dacă fac eu rost de niște iteme un pic mai bune, episodul următor vom bate destroyer-ul. Numai că problema e că nu știu cu armura, știți, că ar trebui să mai minez eu niște edamantite, să-mi fac armura de edamantite, ca să pot să fac, am șansă sau n-am împotriva lui. Dar stai că trebuie să ajung un pic în jungla asta mai adânc, deci urmăm partea asta. Așa. De eu ăsta chiar își face treaba, eu. Gen, chiar dă damage. Așa. Uite, vedeți cum a fost micăsuța asta aici. Într-o căsuță din asta așa o să găsesc prostia aia de item de care am nevoie. Vai, și înainte când mă jucam single player, atâtea din alea aveam și nu știam ce să fac cu ele. Da. Uite, vedeți și o căsuță din asta aici, aici ceva în chestul ăsta. Băi, stai mă. Așa, aici nu e nimic, da, hai să iau chestul cu mine că nu știu niciodată. Am nevoie și de un aglet. Agletul îl fac mai ușor, dar itemul ăla e un pic cam greu de făcut. Ia, hai să luăm pe aici. Așa, bun, perfect. Ok. Stați că pun puțin pauză, revin imediat, bine? Lumea, am revenit. Stați cum să încep. Da, data trecută, adică am zis că pun pauză și eram aici, în jungla asta, dar a trebuit să opresc filmarea din cauza că am avut ceva treabă în momentul, nu știu, și s-a intervenit ceva și am decis să pun o pauză și să continui acum, nu e mare diferența. M-am jucat puțin, gen următoarea zi asta, cum ar veni.
M-am jucat eu puțin off-camera cât am avut timp și cred că v-am arătat chestiile astea și nu mai știu ce am pe aici. Și am bătut, am fost în deșert, un deșert aici în care se spuneau niște mumii așa și am zis hai să le omor și am făcut rost de chestia asta. Costumul ăsta. Dar oare dacă îl pune așa pe mine, îmi dă vreun bonus? A, nu. Și s-ar putea să fie iară ciudată schimbarea asta de la muzică, gen de la muzică, la tipul ăla de melodie la alta. Și încă vreau să vă spun că dacă vreți să vedeți melodiile care sunt în fundal, aveți un de ăsta, cum se numește, în descriere. Mă rog, nu-mi vine acum linkul de la... Stai că nu vine acum, stați puțin să văd. Așa, la playlist, mă, așa, playlist, uite cum a venit acum. Da, ce am făcut data trecută? Mi se pare că am mers în junglă să caut niște chestii de alea pentru papuci, lightning boots. Am aflat că agletul se face și pot să-l și pescuiesc, deci n-ar fi o problemă să fac eu chestia asta off-camera și chestia aia să o caut. Dar am zis că m-am gândit eu că e mai interesant, ar fi mai interesant să vă arăt că știu cum mi-a făcut aripi. Oh, am uitat că e chestia asta Crăciun acum. Tu, micuțule, ia stai puțin. Mai au. Și acum au skin de ala de Crăciun. Ah, trebuie să apare și Moș Crăciun ca NPC. Cât de curând. Deci să fim atenți la el. Da, și am zis că vă arăt cum să faceți un rost de aripi. Păi pentru aripi v-am zis că aveți nevoie de Light Souls of Light, care le găsiți într-o zonă din asta așa de... Nu știu sincer cum se numește, cred că e Hollow, nu știu. Și de unde mă omorâți niște monștri și vă pică Soul of Light. Și iar pentru Soul of Flight, adică de zburat, aveți nevoie să faceți așa o platformă mai lungă, mai, mă rog, mai înaltă. Iar în aer, aici, hai să ajung eu mai frumos. Mi-am făcut eu aici o platformă și pe platforma asta o să se spawneze un Weaver. Weaver nu este un semi-boss, aș spune, nu chiar boss, că nu e un boss. Uite-l. Vedeți și chestia asta dacă o bateți, s-ar putea să fie puțin ușor, dar eu ce încerc să fac este când vine spre mine mă feresc puțin, gen mă dau așa puțin în față și încerc să lovesc, moare repede după cum vedeți, aproape o murit. Și de la el faceți rost de Soul, eficiente să-l bateți cu Mio-Mio. De la el faceți rost de Soul of Light, vedeți aici Soul of Flight, dacă am zis Light, mă scuzați. Așa, să luăm și hai să mergem înapoi. Altceva, hai să mergem și acolo în zona aia de Halo să vă arăt cum să faceți roșii de Soul of Light, cât de Flight ați aflat. Aici, mai în față. Că, cred că mi se pare mai interesant decât să mergem în pădure și în junglă și să facem, să căutăm acele cămăruțe. Alea le pot face și eu off-camera. Mai avem mult, da. Și iar urmă trebuie să fac ceva cu corruption asta să nu se mai întindă atâta. Altceva să discutăm despre... Am văzut că atingem ușor, ușor, mai pică mai este până facem un rost de cei... Până ajungem la numărul de 200 de abonați. Și chiar nu am idee ce să fac special despre chestia asta. La 100 de abonați, n-am făcut, nu mi s-a părut așa interesant. Adică e chiar că... Am văzut că mulți dintre voi care atingeți numărul de 100 de abonați sunteți foarte fericiți de astea. Și eu sunt chiar fericit și vreau să vă mulțumesc vouă pentru că v-ați abonat la mine. Și vă place ceea ce fac. Dar am decis că m-am gândit, hai, la 100 de abonați n-am făcut nimic, am măcar la 200 să fac ceva. Și să-mi sugerați ce aș putea să fac la 200 de abonați așa mai special, chiar nu am habar. Dar și vedeți că așa e, uite, vedeți Chaos Element. La chestia asta poate pica la, cum se cheamă, Soul of Light. E o șansă destul de mică, dar mi-e frică să nu mă omoare, că am puțină armură. Dar tot îmi pică baștonașii de alea. Cred că aia ar fi viața, nu? De Crăciun, da. Oh, ok, e o meduză, m-am făcut de piatră. Chiar mi-aș dori să îmi pice la o meduză de asta, Medusa Head. Adică, capul unei meduze. Voi, dar așa mult mi-a scăzut viața. Așa.
Asta o luăm pe aici. O, uite și la orice monstru, nu contează, numai să fie în biome din ăsta. Vedeți cum e și exteriorul aici. În biome din ăsta trebuie să fie. Așa. De ce mă mișc așa încet? Mi-a dat ceva un mob. M-a înghețat sau ceva, bar n-am. Chilled. A, uite, iar Ice Turtles. La ăla mi-a picat mie Frozen Turtle Shield, care dacă mi-ajunge viața sub 50% îmi dă un scut care protege, care reduce 25% din daunele primite. Desa, uite, la din ăștia beți, lilieci din ăștia vă pică iară foarte des. Hai să mergem pe aici să luăm. Uite, și la slime-ul și la tot, la orice. O, stai că ăștia aruncă cu sulițe și nu e bine. Nu mă fă de piatră. Bun. Un present, cred că ăla e cadou. O, dar stai că eu mor aici. Băi, tu urâtule, ce faci? Am mult damage, dar am puțin apărare. De aia trebuie să mă pun să... Ia cine pe core din present? Candy Cane Block. Știu că e o șansă dacă le deschidem la suprafață să ne pice ceva mai frumos, gen... A, nimf! Nimf! Nu, nimf! Nimf! Nimf, lume, nimf! Cred că e primul nostru nimf. Stai că nu vreau să-l omor. Poate să ajungă la mine, nu. Primul nostru nimf mi se pare că unul din cei mai rari mobi. Îmi vreau că un NPC m-am speriat, dar e un nimf. Și da, e foarte rar. Hai, mă bucur, hai să-l omorăm. Așa. Uite, Soul of Life, ați văzut? Mi-a picat, cred că la slime, nu știu, sigur. Și, na. Aici avem niște oțestoasă. Na, hai să ne întoarcem acasă. Pe aici ar trebui să dau eu Quick Stack de la tot. Hai mă. Quick Stack, Quick Stack. Bun. Cât am filmat acum? 7 minute cu da, cred că ajunge. Păi bun, sper că v-a plăcut și acest episod. Nu știu dacă e așa, nu știu, sper să nu fi fost foarte plictisitor, adică nu prea am făcut cine știe ce. Cred că am craftat aripile, v-am arătat itemele și v-am arătat cum să faceți rost de aripi. Dar da, dacă vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați acel buton de like și să ne arătați că mă susțineți și vreți episoade în continuare. De asemenea, vreau să încep și o serie nouă de... Dacă avem jucători, nu știu dacă avem de League of Legends, aș vrea să fac o serie de asta și, na. Dar, da, până data viitoare, eu am fost Nerd și vă salut. Pa, pa!